Dacă facem 10.000 de view-uri, o să facem un vlog mult mai horror din cea mai bântuită pădure din România. Uai, ce-am crezut că atârnă ceva aici sus. Da, atârnă niște leuștean. Hai, da, bă, l-au fluierat cineva. Da, bine, da. Hai, suntem înapoi. Eu zici și tu? Da. Uite, bă, mă atacă asta, man. Mai vedeți că dau viteză. Păi da, să trezesc spiritele celor spânzurați. Salutare și bine am regăsit la un nou vlog, numele meu este Adrian și astăzi am reunit trupa de șoc, sunt cu Mihai și cu Andrei aici, facem un nou vlog horror lângă Timișoara, exact în Pădurea Verde. De-a lungul timpului a avut loc aici multe sinucideri și sper că nu ne va prinde ceva fantome sau ceva și pregătim Mihai o aplicație aici să dăm prin pădure. Noi o să mergem pe poteca din spatele nostru și o să avem și un ajutor, o aplicație din aceasta de modă veche, care teoretic detectează prezențele paranormale. Viețile mele l-au detectat pe Davidan aici, s-a terminat. Da. Începem cu 48, sper și vedem că... la cât ajungem. Dacă ajungem la 100, vă zic eu că o tempă aici prin pădure ne despărțim toți. În primul rând trebuie să stabilim niște reguri, să nu ne prindă. Să nu fugim, să nu fugim ca ciobani. Ca ciocanari. Ca bombardieri, ca bombardieri. Și să ne rugăm să nu fie ca la cimitir. Vorba aia, cu Dumnezeu înainte că doar nu înapoi. Dar până la altă dintre asta, dați un like și share acest videoclip, evident să vă abonați la canal, acum hai să dăm bătaie pe aici prin pădure, sper că nu ne prinde ceva fantomă, așa că hai că dăm. Hai să-i dăm toate aici cu viețile mele, deci, Andrei. Începem cu 48. L-am orbit. Începem cu 48. 48? 48 avem momentan. Mamă, dar ce folie ți-ai luat, că nu vede nimeni nimic, adică nici fantomele. Man, de ce filmă ți-ai aici? Hai să vedem momentan, suntem tot în jur de 48. Deci aici este... Ia să ia lumina de fapt. Nu spune că... Deci... M-a orbit blitzul că nu mai văd nimic, adică... David... Hai, man, că văd eu, ia de așa. Uită-te cum se vede pe cameră, man. Voi vă dați seama că numai ce am intrat în pădure, adică... Imaginați. Deci noi suntem practic la intrarea pădurii. Ia mai de încolo, mă. Nu știu, dar e cam horror, vă zic sincer. Deci am mai fost pe timpul zilei, adică pe aici prin pădure, pe timpul zilei, na, e o pădure normală, chestii de agrement, dar acum chiar e gen horror. Deci poate călcăm în ceva maro, v-ați prins. Bă, nu fiți ciocănari. Deci eu nu sunt ciocănari. 46, suntem momentan safe. Păi suntem numai la intrare. Aici ce? Aici putem să facem unul. Și acum să fie ceva după colț aici ca s-a terminat. În WC-ul ăla să iasă cineva de jos. Hai, dar oricum este întuneric beznă. Deci cei care sunteți timizi de fel... Nu prea indicat. Cum puteți să vă învingeți timiditatea? Păi veniți noaptea în pădure. Adică faceți de câteva ore astăzi și sigur prindeți curaj. Băi, viața mea... Crescu 2023. Cum ar fi să iasă ceva de aici, din spate? Zici și tu că nu-i ceva. Băi, viața mea, dacă iese cineva de aici, ciocănar sunt, te zic primul. Hai să vedem ce se poate întâmpla. Salut, e cineva aici? Nu-i nimeni. Se vă prindeți de la spate pe aici, că vă prind și eu după aia. Nu fiți ciocănari. Dacă depinde, vă... În spate, ce vreau să vorbești, că n-am înțeles nimic. Man, ești nebun, ce se aude? Foșnete. Ce foșnete? Mi se pare că atârnă ceva. Bă, man, așa s-a auzit. Man, atârnă ceva. Auzi și tu? Cel mai rău caz îl vedem pe ursul Yogi. Hai, mergem, tata. Sper să nu vedem pe bine. Bă, voi mai uitați-vă și în spate. Hai să mergem cu Dumnezeu înainte. Fără frică, bă, dar arată groaznic. Deci, pentru cei care sunt fan filme horror, rulează acum la cinema un film, se numește Exorcistul Papei. Și nu fac sponsorizare. Nu a fost. Ai primit bani, e? De la cinema. Îți dai jumătate de milion, știi cum e, direct în serviete am primit. Și filmul acesta este inspirat din viața părintelui Gabriela Mort, care a fost timp de 10 de ani exorcistul șef de la Vatican și care a făcut peste... Bă, viața mea, tu ne dai aici spoilere, nu ne mai uităm la film. Și care a făcut peste 100.000 de exorcizări de-a lungul vieții sale și, hei, a murit liniștit pe la vreo 90 de ani în 2016. Deci eu zic că putem să dăm înainte, cu Dumnezeu înainte. Mă, mie mi se pare că am numai pânză de paianjen pe față. Da, pe chiar ai. Dar uite, văd pânză de paianjen și pe camera. Și eu am. Mă, uitați-vă și pe sus, să n-atârne ceva. Da, mie v-am zis că de-a lung... atârnat o pânză de paianjen pe telefon chiar acum. Și mie, dar tu nu mai ai aplicația deschisă de frică sau? Nu, dar oricum arată foarte șop. Vine... Băi, dar numai pânză de paianjen n-am pe față. Deci, prinde pânză de paianjen. În primul rând, nu fiți ciocănari. Orice se întâmplă, nu fiți ciocănari. O să rog acum pe David să nu mai dacă blici în față. Pentru că deja văd aici trei ușuri. Primul rând, dați un like acolo, dați și da, un share. Ca și dacă facem 10.000 de view-uri, o să facem un vlog mult mai horror din cea mai bântuită pădure din România. Bănuiesc că știți, adică viețile mele știți la ce se referă. David, ești pregătit pentru aventura vieții? Da, da, dar la acel vlog cred că îl vom face ziua. Puc, mă bulbui. Uai, ce noroi e aici. Mamă, fac. Ai, viața mea, Dumnezeu, ce cred că... Tu cu ea te urci la mine în mașină?
tu cu păpucii tăi te uiți la tine mașina? Păi eu am o idee de schimb, viața mea. Păi mi-ai spus să aduc de schimb. Du-te tu primul ca să fie pânza de pe aia numai pe tine. Deci practic am fost atacat. Deci deja primul locuitor e zbătată. Ce faci după la mine? Da, deci după cum puteți observa, eu am să închid acum această aplicație, deoarece s-a blocat pe 48-49, adică... Băi, că dacă aveam un router la noi, dereglam. Odată să ajungă la 300 și s-a terminat distracția. Scrieți în comentarii dacă considerați că trecerea acestui buștean va aduce noroc, ghinion sau nimic. Am venit acum aici, hai să-i dăm înainte, hai peste, treci peste. Tot cu dreptul înainte, am trecut cu Dumnezeu înainte. Opa. Dar vedeți tu cu ce picioare trebuie? Tot cu stâmpul. El a trecut cu mijloc. Așa da? El a trecut. Bă, deci dacă apare ceva acum din față, s-a terminat. Mi-a numai pânză de paia în jur, nu voi vedeți aici? Puteți ziua noastră. Deci că este mumlași, tine. În ce-i călcat viața mea? Tata, deci, ororul să fie bă, mașina ta sigur. Nu să necesite o spărătoare, de-aia corespunzătoare mâine dimineață. Deci un nemol aici, tată. Deci mie să nu fie de-aștia cu nisipuri mișcătoare. Știu, eu am filme din ăștia de filme. Uai ce aici, bă, vedeți cum vă băgați. Băi, că... de capul meu. Păi, ei, hai. Deci aici, băi, noi cred că nu mai putem merge mult. Ba. Ba, uite, mai mergem, hai. Hai. Păi, ei, prinde nemol. Ce-ai făcut, bă? Bă, tu te-ai dus în noț, man. Uai, ce-am crezut că atârnă ceva aici sus. Da, atârnă niște leuștean. Haide, tata. Ce și voi, dacă ați scrie sâmbătă seara la toți cunoscuții din agenda și ați întrebat, nu știu, ce aveți de gând să faceți în seara asta? Ați dat peste niște proști ca noi trei care să zică mergem într-o pădure da, bă, și filmăm ceva. Ce vor, da, sincer. Toată lumea la terasă, la club, la restaurant, sincer, la casă. Numai noi trei din lăi. Noi trei ne-am pădure, trezit în pădure. Sâmbătă noapte. Seara și în ziua de 13, David de-a mai călcat. Măcar nu-i vine, man. Că nu-i vine 13, pentru că aici sigur ne întâlneam cu Jason, cu drujba. Man, mi s-a făcut pielea de găină dintr-o dată. Sincer? Da. Pune aplicația, man, că mi s-a făcut. Bă, nu știu, man, deodată, uite, m-a luat cu... Uite, zuma pielea de găină, man. Bine, dacă vreți, întoarce. Nu ne întoarcem, ne întoarcem viețile mele. Păi, dați acolo un like și un share ca să ne întoarcem, adică să mergem mai departe, sincer, nu? Man, da, e... Gen horror, horror. Ce cu urma asta? Păi nu știu, nu mai trec oameni pe aici, tu ce zici? Eu v-am spus că da, mai cu atât, numai o urmă în rest și nu e forma de la talpa mea, să zici că am trecut eu. Viața mea, nu știu câți au aceeași pereche de papuși ca tine, știi că tălpile general au alte forme. Uite-le la noată, man. Man, ești nebun, ce-i asta? O fi de aia de mușuroi de furnici, tată. Oricum... Ce furnici, tu vezi cât e gaură, man? Aici e anaconda. Hai că nu iese big... E anaconda aici, man. Te sărăc acum un șarpe peste picioare. Nu știu, mi se pare că tot mi se pune ceva pe cap. Și mie mi se pune și uite de ce e deasupra. Adică e pur. Ce e acolo, man? Parcă-i... Sau scrieș, bă, man. Scrieș, David. Hai, nu mai mă speria că nu mai dorm în noapte, ești nebun. Aici zici că e poiana rotundă de la... Păi abaciu, frate. Man, ce e aici? Aici aterizează asta UFO. Aici poate este mai răscut de drumul, tata. Bă, nu te mai du viața mea, că dacă treci în partea aia, se termina distracția, adică... Sincer. Mamă, vezi că și aici ai. Mamă, ok. Cred că până aici am fost. Cred că până aici, dar stai să vedem, mai e ceva pe aici? Eu nu mai fac un pas, pentru că sigur intru în nisipul mișcătoare. Uite la o parte, că parcă văd că ceva în spatele tău. Nu. Bă, l-au fluierat cineva. Da, bine, ai auzit și tu? Da. Scrieți acolo în comentarii cine fluieră după noi noaptea în pădure, adică gen... Bă, Davide... Suntem singuri, dar ăla a fost fluierat, gen? Da, normal, a fost ceva de găgică. Aia, nu a fost... A fost o găgică. Nu a fost păsări. Știi mie, aici intrăm în filozofie, unele lucruri mai bine să rămână un mister. Nu fiți ciocănari, să nu faceți... Deci să nu mă speriați pe la spate, că scap telefonul terminat. Uitați-vă la el cum arată, man. Să vină unul din asta în spatele tău în pădure, ce faci? Scrieți în comentarii ceva dacă te-ai trebuit cu persoană în spatele tău. Uitați-vă la noaptea sâmbătă în pădure. Ce faci? Man. Da, hai să dăm până ne scufundăm. Ciar. Ce faci viața mea? Vezi că nu ești în club aici. Mai uitați-vă și în spate că... Deci mă uitați-vă și pe 48 de când am plecat. Nu, cred că aplicația aia degeaba. David, ce față de... Psihopata are bă, oprește-te viața mea, man, că nu mai dorm. Ce? Uite, bă, mă atacă asta, man. Bă, wow. Sunt țar. Bă, ăsta coace ceva, man, aici. Dar că o să zice ceva din spate. Ai auzit și tu, nu? Da. Că de-aia m-am întors. Da, și de-aia. Dar cale ceva.
Te-ai auzit? Da. Dar au crezut ceva din copaltă. Zic să fim persoane raționale. Hai, dă-i, dacă e. Zic să fim persoane raționale și să grăbim ieșirea din pădure. De ce mă întreb? Nu-i nici nebun la cap. Deci sincer, nu vă recomand să veniți. Hai și dăm viteză, man. Dați-mi că nu-i... Băi, nu știu ce să zic. Ajunge pe terenuri cunoscute, că știu că la un moment dat aveam doi copaci. Se vedea acolo, eu văd o lumină mai acolo, un pic. Davide, hai. Unde-i viața mea? Băi, chiar mai nu se vedea. Bine, uite și mai în dreapta. Da, da, da. Mai fi oameni, mai vedeți că dau viteză. nu fi ciocanar, man. Eu sunt doar, cum să zic, conservator. Ariciu, man. Arici, viața mea. Uite, Ariciu. Deci, AMCR, aștept pe ursul Yogi și dea de un arici. Ei, Gypsy. Arată destul de drept. Ursul Yogi. 1 la 1. Scrieți în comentariu, nu seamănă cu el? Băi, viața mea nu mai dor la noapte cu dilul ăsta. Bă, tu l-auzi pe ăsta? Da, e elementul lui. Singura baltă din zona asta nu l-a s-o călcat. Eu m-am uitat după voi. Data viitoare ne luăm papuci off-road. Auzi, lăsa. Ce ții, mă, cauciucuri? De pe net. Ții din alea 4x4, nu? Șenile. Poate mai râs ca Dilău, că nu mai dă. Băi, Dilău. Băi, ești nebun? Vă dați seama, băi, oprește-te, viața mea! Vă dați seama dacă cineva, că aici, în apropiere, aici, în apropiere de pădure, sunt și case. Vă dați seama cum ar fi să stea cineva pe verandă să audă pe David râzând de seara. Ce părere? Bă, viața mea. La noapte vă bântui! Bă, dar tu vezi în foc? Uite ce moacă are, mea, când vorbește așa, tu vezi? Da, uite, mai... Bă, Dilăule, se vede în toată pădurea, ești nebun? Păi da, să trezesc spiritele celor spânzurați. Ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Tu ești 4x4? Da, dacă tu m-am lăudat că am acești papuci, acum măcar să iei toate, și testez toate bărțile și noroaiele, a? Bă, Dilăule. Bă, oprește-te, viața mea, că o iau la goană pe ei. Cam acesta a fost și vlogul, nu uitați să dați un like și share acest videoclip, evident să vă abonați la canal, iar noi pregătim un nou vlog horror, credeți-mă că va fi jale, în cea mai bântuită pădure din România, așa că nu uitați să dați un like și un share. Eu am fost Adrian, el a fost Mihail, a fost Andrei și numai bine până data viitoare.